prăjitură cu lămâie și portocală. Ingrediente pentru blat: 300 de grame de făină, 250 de grame de unt la temperatura camerei, 85 de grame de zahăr, 4 lingurițe de coajă rasă de portocală. Acestea sunt toate ingredientele pentru blat. Ingrediente pentru cremă: 75 de grame de făină, 100 de mililitri de suc de lămâie, 150 de mililitri de suc de portocală, 275 de grame de zahăr, 5 ouă, 4 lingurițe de coajă rasă de portocală. Acestea sunt toate ingredientele pentru cremă. 2 lingurițe de zahăr pudră pentru ornat. Mod de preparare: încălzim cuptorul. Pregătim o tavă în care aranjăm hârtie de copt udată și bine scuturată. Pregătim blatul. Punem zahărul peste făină. Adăugăm cele 4 lingurițe de coajă rasă de portocală și amestecăm ingredientele uscate. Peste acestea punem untul și frământăm aluatul cu mâna până când obținem o bilă omogenă și compactă. Întindem cu mâna bila de aluat în tava pregătită pentru cuptor. Înțepăm aluatul din loc în loc cu o furculiță și introducem tava în cuptorul încălzit pentru 15 minute. În acest timp, pregătim crema. Batem bine ouăle cu ajutorul unui mixer. Adăugăm zahărul și continuăm să mixăm până când amestecul își dublează volumul. Punem apoi făina, zeama de lămâie, zeama de portocală, cele 4 lingurițe de coajă rasă de portocală și mixăm pentru minim 3 minute. După cele 15 minute, când blatul se colorează ușor pe margini, scoatem tava din cuptor. Adăugăm crema peste blatul fierbinte,
și introducem tava în cuptorul încălzit pentru încă 20 de minute. Când prăjitura devine aurie, scoatem tava din cuptor și o lăsăm să se răcească. Tăiem prăjitura când s-a răcit complet. Presărăm deasupra zahăr pudră și servim. Aceasta este recomandarea rețeta video pentru prăjitură cu lămâie și portocală. Poftă bună!